Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre testul pe care l-a picat din nou Xenia. Iată că în vlogul de ieri am nimerit-o din nou. Încă un test în casa iubirii, picat de această dată de Xenia, care a fost pusă să aleagă plecarea din casă odată cu ieșirea lui Radu. Asta după ce de mai multe ori și-a exprimat intenția de a părăsi casa, unde spunea ea că nu se simte confortabil. Alegerea ei a fost să rămână în casă cu sau fără Radu. De fapt, Xenia este la al doilea test picat, după cel picat odată cu intrarea lui Bogdan în casă, așa că s-a cam terminat marea poveste de dragoste dintre ea și Radu. A fost evident că totul s-a încheiat între ei din momentul în care au revenit din vacanță. Ea a fost mult mai distantă, el mult mai supărat, vezi doamne. Dar să-mi explice și mie cineva următoarea situație. Chiar în ultima zi de filmări, dacă nu mă înșel, Radu face mărețul gest de a-și cere iubita de iubită declarându-și dragostea pe care Xenia o aștepta. După o pauză de o săptămână, a fost clară răceala dintre ei, așa că eu vin și întreb, ce naiba s-a întâmplat în această perioadă în care nu s-au văzut și nu s-au auzit, pentru că nu e așa, le este interzis acest lucru. Cum este posibil să se încheie totul fără nicio explicație? Nu cumva această, așa zisă, plecare lui Radu din casă nu a fost decât un motiv pentru a da un înțeles despărțirilor, deoarece ei deja se despărțiseră în pauza de o săptămână? După părerea mea sunt două posibile explicații. 1. Ne-au păcălit atâta amar de vreme că există mare dragoste între ei când de fapt s-au folosit unul de altul. Unul pentru a rămâne în casă, altul pentru a face materiale. Acest lucru a fost evident, numai cine nu a avut ochi să vadă nu a văzut acest lucru. Și doi, se văd și se aud în afara emisiunii fără nicio restricție. Lucru iarăși evident după părerea mea. Acest lucru făcându-l cel puțin cei care au o relație în casă. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!